Nemulțumiți de modificările propuse de guvern cu privire la pensiile speciale, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au hotărât astăzi adoptarea unei forme de protest, constând în amânarea cauzelor aflate pe rolul instanței, cu excepția cauzelor cu caracter urgent. Începând cu data de 21.06.2023 și până la adoptarea unei soluții legislative care să respecte statutul constituțional al magistraților, garanțiile constituționale, precum și principiul previzibilității. La adoptarea hotărârii de a declanșa protestul, judecătorii Curții de Apel Alba Iulia au avut în vedere faptul că proiectul de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaților privind reforma în domeniul pensiilor de serviciu ale judecătorilor și procurorilor, inclusiv sub aspectul condițiilor de pensionare și al modalității de calcul al pensiilor, încalcă statutul constituțional al magistraților, precum și garanțiile rezultate din instrumentele internaționale care reglementează acest statut. Adunarea Generală a Judecătorilor Curții de Apel Alba Iulia solicită președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție, avocatului poporului, președintelui Senatului și al Camerei Deputaților, sesizarea Curții Constituționale a României privind neconstituționalitatea prevederilor legislative respective și acordă mandat președintelui Curții de Apel Alba Iulia privind adoptarea unei rezoluții comune a președinților curților de apel la întâlnirea ce va avea loc la Iași în perioada 29-30 iunie. În funcție de soluția legislativă ce se va adopta, se va convoca o nouă adunare generală care va stabili continuarea, suspendarea sau încetarea formei de protest, se menționează în comunicatul de presă dat publicității astăzi de reprezentanții Curții de Apel Alba Iulia.